Doamne ajută, vă spune Mihai Silviu Chirilă din parohia Schitorășeni, parohia Martiră Schitorășeni, parohia Mărturisitoare, în ziua de Duminica tuturor Sfinților Români, în ziua în care jandarmeria română s-a transformat în firmă de pază și protecție pentru preotul ecumenist Bolohan, care a chemat-o fără niciun motiv și a stat aici un echipaj al jandarmeriei române timp de 3 ore fără niciun motiv, doar acela de a-i face preotului Bolohan, de a-i asigura un confort psihic acestui preot ecumenist care stă în această parohie împotriva voinții tuturor credincioșilor, majoritatea credincioșilor de aici și care pur și simplu încalcă legea și refuză să le permită credincioșilor ortodoși accesul în curtea și în slujbile bisericii, în slujbile ortodoxe ale bisericii, refuză să le pună la dispoziție biserica pentru a se ruga și ei în duh ortodox și nu în duhul ecumenist în care se roagă el și pentru a folosi până și casa de prăznuire pentru a-și prăznui pe cei trecuți la Domnul. Deci acest preot care refuză să se pună în aplicare hotărârea judecătorească prin care credincioșii au primit un drept de folosință aici, efectiv, astăzi a adus din bani publici jandarmeria română să-l păzească fără niciun motiv și jandarmeria română a acceptat acest lucru. Mă întreb oare cum justifică inspectorul de jandarmi de la Botoșani acest, din punctul meu de vedere, abuz, pentru că trăim niște vremuri în care ANAF-ul încearcă să scoată bani de la populație pentru a plăti aceste instituții și nu cred că este normal ca de dragul unui preot ecumenist să facă asemenea risipă din bani publici. Aseară, în timp ce se asculta vecernia, se auzea în vale cântece de nunte, ceea ce înseamnă că dezlegarea necanonică și eretică pe care mitropolitul Teofan a dat-o la nunți în timpul postului a început să opereze și în Botoșani și chiar și în perioada postului Sfinților Apostol Petru și Pavel. Reamintesc că mitropolitul Teofan a dată dezlegare necanonică și eretică la nunți în timpul zilei de vineri și se pare și în timpul posturilor pe parcursul acestui an celor care doresc să facă astfel de nunți, motivând că, nu-i așa, sunt foarte multe rezervări care s-au făcut și să nu se piardă rezervările. Se pare că mitropolitul Teofan trebuie să plătească acum celor care l-au ajutat, nu-i așa, din partea statului și din partea masoneriei, care l-au ajutat în lupta sa împotriva mărturisitorilor ortodoxi de la Orășeni și din alte părți din Moldova, pentru că anumitea nu se explică un gest de genul acesta ca un mitropolit care se pretinde un mare trăitor și un mare credincios și un mare cuvios să permită ca în ziua de vineri să se dezlege în anunți și, desigur, dezlegarea pe care l-a dat-o se vede și în faptul că Dumnezeu a încuiat cerurile și nu mai plouă și acum preoții ecumeniști se roagă disperați de ploaie în timp ce dau dezlegări la anunți, iar preotul Bolohan, așa cum am spus, cheamă jandarmeria ca să-i fie firmă de pază și protecție împotriva unui popor care nu-l vrea, pentru că nu mărturisește poporul de aici, din Orășeni, nu mărturisește credința preotului Bolohan, care este și credința preotului mitropolitul Teofan. Poporul de aici nu face nunți în post, nu face nunți în zi de vineri, poporul de aici nu consideră că protestanții și catolicii sunt și ei în biserică și sunt și ei subiecții mântuirii în starea în care se află acum și pentru toate aceste motive, mitropolitul Teofan îi persecută și trimite, iată, statul să participe la această persecuție, la această opresiune, pe bani publici. Doamne ajută!